Filmăm undeva la malul mării, pe lângă Vama Veche, pentru că m-am gândit că în această primă ediție a emisiunii, personajul cu care o să stau de vorbă ar cadra cel mai bine cu locul ăsta. Eu când spun Vama Veche, mă gândesc la libertate, la libertatea de expresie, poate singurul câștig real după decembrie 89, la dreptul de a protesta, salvați Vama Veche, nu? La libertatea de a sfida așa zisele valori care reguvernează astăzi, cum ar fi banul ca unic și suprem criteriu, convenționalul și conformismul acela imbecil în perfectă armonie cu valorile mai sus pomenite. Mă mai gândesc în consecință și la obligația de a te revolta, de a cârti și chiar de a taxa din când în când. Așa cum o face mai tot timpul când cântă, dar și când vorbește, Florin Chilian, băiatul acela teribil al muzicii actuale românești. Ce caut eu? Ce caut eu în viața mea? Băiatul care cântă piesa aceea, Termopane, Termopane, care l-a făcut și mai popular, și mai cunoscut pe Adrian Năstase. Termopane, 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 termopane. Trebuie să faci tot ce nu e bine de făcut ca să reușești în viață. E suficient ca oamenii buni să nu facă nimic și ne-a dracu pe tot. Aș vrea să-l vad în pușcărie și condamnat pe Iliescu. Am făcut tot ce nu trebuia făcut și am uns foarte bine. Dar tu nu ești imbecil niciodată? Ba da. Spuneai la un moment dat, e greu să te citez, nu te pot cita tot timpul, nu te din păcate. Nu te strădui, că exagerat. Valorile sunt cu fundul cu sus, să zicem. Ca să mă citez eu pe mine. Tu ai spus-o. Argumente, pe ce te bazezi când spui asta? Am o problemă, că sunt, în primul rând, foarte prezent în viața mea. Și, în general, asta ca un defect al zilele noastre, păstrez luciditatea pe lângă seninătatea și nu senilătatea privirilor, așa că la un moment dat, dacă stai și urmărești atent ce se întâmplă în jurul tău și îți construiești în situația gravă în care nu ai cei 7 ani de acasă sau, mă rog, o bază de mobilă minimală la mansardă, care drept vine numai cu comandă specială, spuneam că sunt destul de prezent în viața mea. Am niște sisteme de valori care cred că sunt ok din moment ce Bașca, cum au și adus aici alături de tine și în ipostaza asta. Asta e criteriu, e suficient sigur? Să urmărești. Nu, e un criteriu pentru că la un moment dat devii public, da. Ai ajuns pe zona publică. Și cum nu sunt cioban și nici un fost dealer de blugi și de cafea. Și totuși ești la televizor. Viitor președinte altfel. Operat de discuri. E, abia s-a refăcut domnul președinte, să-l lăsăm. Da, să-i, să-l cruțăm. Să-i trimitem niște. Sau nu. Oare se făcea o contrabandă cu discuri atunci? Probabil că se făcea blugi cu... Blugi, cafea, mă rog. De, oamenii se descurcau. Problema cum puteau, că... nu? Erau vremuri grele. Sigur că da. Și când aveai la dispoziție o așa mare căruță de adus vremuri ușoare în România, era mult mai simplu. Dar iar nu despre asta vorbim. Președintele nostru sigur a fost un tip de scurcăreț, nu? E un președinte jucător, e un om care... A rămas un tip de scurcăreț. Nu s-a dus la Viena să se opereze? Da. Nu-i stă în puteri fiecare dintre noi. Dar vreau să spun că pe normele alea care ar trebui să fie egale fiecăruia dintre noi, privești și îți dai seama că tot ce se întâmplă acum e fix alandala. Curvele au foarte mare căutare, nu neapărat cele politice și... ci și cele ca oameni vorbind. Adică trebuie să faci tot ce nu e bine de făcut ca să reușești în viață.
Nu există, la mare preț e pusă prostia, intoleranța, indolența, hoția. Și ăsta e unul din meritele pe care l-au avut toți președinții României, nu neapărat numai cel ce făcea micul trafic. Toți trei, adică? Adică și... Toți trei... Trei doamne și toți trei... Clay. Meritul nostru, altfel, oglinda noastră perfectă sunt. Să trecem pe sub poarta salutului, să trecem. Dragă. Să ne dăm cap în cap. Hai fără să dragă, ca să o scotem la montaj. Da, neapărat îți batem drăgălășenile. Ai făcut sport la viața ta, din câte știu eu, nu? Da. Și e un lucru tare bun asta. Trecut tu pe sub sfoară? Nu. Nu, nu. E unul dintre sporturile care vin, știu și eu, ca și dificultate imediat după maraton. E vorba de ciclism. Uh-huh. Performanțe, și ceva? Sunt multiplu campion național de ciclism. Locul 2 e pentru scripte. Nu rămâne decât, cel puțin ca în amintirea celorlalți, să nu călcăm pe umbre. Nu rămâne decât locul întâi și de acolo cred că mi se trage și chestia asta, care cred că ține și de ambiție și de o demență din asta, care ține de grozăvie mai mult acum, de a face totul cât mai bine și de a nu renunța. Crezi că e esențial locul întâi, neapărat? Da. Da, dacă valorile sunt răsturnate, cum spui tu, unde e locul întâi? Păi evoluăm. Și dacă ajungi pe locul întâi în contextul ăsta, mă întreb cât de locul întâi evoluăm, e locul acela. Evoluăm în meciuri diferite, ca să mă leg de un teritoriu bine cunoscut ție. Avem meciuri diferite. Nu am legătură cu ce se întâmplă acum, mai ales în domeniul de care mă ocup eu. Pentru că și asta ține de o altă mirare de-a mea. Eu nu sunt un personaj media, nu sunt inventat de media. Știu că spui că mirarea... nu ești un produs media. Nu chiar sunt un produs media. Cum se face? De asta și mirarea mea și nedumerirea în continuare de a mă alege pe mine să faci și genul ăsta te-am de văzut, emisiune. Te-am văzut la televizor, deci ești un produs media. Nu sunt te-am un produs media. Te-am văzut la televizor și am zis, eventual aș putea fi omul un... ăsta merită făcut un interviu. Eventual aș putea fi un personaj de media, dar problema e că am avut nevoie de ajutor. L-am cerut pentru că nu mi-e jenă să cer ajutorul, așa cum se întâmplă din nefericire cu foarte mulți alți oameni de valoare din țara asta. Și m-am inclus aici pentru că nu sunt modest. Da. Pentru că sunt obiectiv și văd nefirescul lucrurilor care se întâmplă prin jur. Tu ești un băiat talentat și foarte isteț, nu? Da. Așa ai spus. Da, chiar sunt. Uh-huh. Și e numai meritul meu și al medicilor care mi-au salvat degetul ăsta. Cine poate spune că nu poți ajunge de pe urma muzicii pe masa de operație? Ce cu degetul? Da, chiar nu știu ce s-a întâmplat. Am o bătătură de la faptul că eu nu știu muzică absolut deloc. A trebuit să stau foarte multă vreme cu chitara în mână, comparativ cu unul care ar ști scurtăturile astea muzicale. Uh-huh. Și de aici o bătătură care s-a adâncit foarte mult și a trebuit operat. Cu oarecare mândrie că nu ești modest. Crezi, ești adeptul teoriei că a fi modest e echivalent cu a fi prost acum în ziua de azi? Nu e momentul să fii modest. Eu cred că dacă... E suficient ca oamenii buni să citezi, nu? Să nu facă nimic și ne ia dracu pe toți. Nu e? Și modestia, una dintre valorile astea morale? Nu cred că ține de moralitate modestia, ci de un sine, de un firesc al sinelui. Pe de altă parte, privește în jur, de asta spuneam că e suficient ca oamenii buni să nu facă nimic și ne ia dracu pe toți. Care pentru sunt oamenii buni? Oamenii buni, din nefericire, foarte mulți dintre ei au cam dispărut. Ne dispare elitele. Ușor, ușor. Unde se duc? Unde se ascund că există, nu avem elite, slavă. Da, dar din nefericire, pe unii dintre ei nu mai putem recupera. Chiar se sting, chiar pleacă într-o... Nu știu cum să zic, că nu e un domeniu preferat al meu ăsta cu moartea. Dar dispar și rămânem cu tot felul de premianți care se pitesc la rândul lor în spatele acestor dealeri de cafea și de blugi. Da, uite, de exemplu, domnul Andrei Pleșu a fost la un moment dat în spatele președintelui, nu? A fost și ministru de externe, a fost ministru al culturii, deci a încercat
Nu sunt oare cred că avem o intelectualii problemă. Urmăriți de eșec când încearcă să cred iasă că numai din lumea intelectualii lor? Români sunt urmăriți de eșec. Sau în primul rând, că pe mine ăștia mă interesează. Au nostalgia ratării încă dinainte de a se naște omuleții ăștia. Pe de altă parte, după mintea mea, nu ai voie să nu-ți asumi varianta asta de timp istoric pe care o trăiești și să te ascunzi într-un turn de file și să mai faci și trafic cu contrabanda asta. Că mi se pare... În ce constă traficul? Traficul... Ok, cu turnul de file și am înțeles, dar cu traficul? Sunt foarte multe lucruri. Dacă vrei să scapi de un om, îl pui într-o poziție cheie, cât de cât, sau potrivit intereselor pe care le are el. Și atunci îl faci șef la ICR, Institutul Cultural Român. Și nu mai e comod, pentru că e foarte... Vorbești numai de domnul Patapievici? Da. N-am să le permit niciodată, nici domnului Pleșu, nici domnului Horea Roman Patapievici, nici oamenilor de valoare pe care eu îi prețuiesc foarte mult, să renunțe la... Agora, nu? La piață, da. La tarabă, la ce da. Vrei tu și să se ascundă undeva. De asta îți spuneam, n-au renunțat. Domnul Pleșu chiar nu a renunțat. Domnul Pleșu chiar a fost în Agora, nu? Chiar a fost, a îndeplinit diferite funcții. A fost funcții întotdeauna pe în locul 2. Nu s-a hotărât niciodată să-și urmeze destinul. Pentru că probabil că nu are asemenea orgolii. Despre asta vorbeam mai devreme și ziceam că ar trebui să-și asume valențele timpului pe care îl trăiește. Nu cred că asta ține de orgoliu sau de vanitatea creației, ci trebuie să țină și de carne. Și de faptul că chiar e viu acum, în momentul ăsta. Și asta ne poate ajuta pe noi toți. Dar ce crezi că ar fi trebuit concret să facă Andrei Pleșu? Să candideze la președinție. Eu cred că e și a președinte. Pe de altă parte... Te-a văzut că n-a rezistat la Cotroceni mult, nici în postura de consilier. Probabil a că are după rău de avion în condițiile în care eu știu ce fel de și președintele blonde cum care mult prea mult împreună pe rutele astea prezidențiale cu Romavia, dar nu despre asta e vorba. Dar care e legătura între blonde și avion? Sunt multe blonde pe avion. Mhm. Stewardeze sau ce? Nu se mai cheamă stewardeze, mă, se însoțitoare de bord. Și da. Astea coboară și din avioane, te însoțești și pe aleile patriei și pe drumurile patriei. Mm-hmm. Una peste alta, vreau președinte pe domnul Pleșu, vreau președinte și prim-ministru pe domnul Mircea Dinescu, altfel un personaj absolut demențial și sunt mai mult decât încântat că sunt contemporan. Da, da, Dinescu e un poet, e un... teribilist. E nu un că n-ar foarte avea bun om de afaceri, printre altele. Și crezi că orice om care se pricepe cât de cât la afaceri poate să gestioneze o țară? Vreau un om care să poate fi poet, poate fi intelectual, așa cum spui tu, care în primul rând să vorbească corect limba română. E, da, e greu. În fruntea statului. E greu. Care să nu se facă de râs în clipa și să nu ne facă de râs în clipa în care se adresează altor nații uni ale lumii. Pe limba lor, pe limba acestora, vreau tot felul de lucruri care țin de normalitate. Și el e Mircea Dinescu îmi place cum e el ca întreg, ca om. Pentru că un om are, știi, e asemenea unui diamant. E singura formă, diamantul, ce poate pricepe lumina. Așa e și omul. Și dacă îi scoți din valențele astea și îl iei numai pe Mircea Dinescu, cel foarte vocalic câteodată sau cel foarte plin de umor sau cel foarte îngrijorat în unele din scrierile, mai ales din sau cel foarte decis în acțiunea lui dinainte de 89. Cred că atunci pierzi din vedere perspectiva Mircea Dinescu, pentru că te oprești în copaci și nu mai vezi pădurea din pricina asta. Avocat sunt de termopane, termopane. Nu pot să nu mă gândesc la parlamentari, nu? La piesa aceea a aceste curve perfecte. Care a făcut carieră, termopane, termopane. E piesa care l-a pus în valoare pe bombonel ăsta, cum îl cheamă. Domnul Adrian Năstase. Pentru tine, domnul Adrian Năstase, că tu ai o funcție oficială în interviu.
putem să-i spunem și Adrian Năstase direct. Nu ești recunoscător pentru că ai avut vânzări mult mai bune după cazul Zambaccian? Cred că ar trebui să fie recunoscătoare casa mea de discuri. Sau DNA-ului măcar să-i fie recunoscător. DNA-ului, asta e o glumă bună. Așa, eu trebuie să piu, să part în pit acum. Să zic, da, domne, ce și-au depășit ăștia toată... Și-au depășit toate barierele, toate limitele și-au, uite ce-au rezolvat ei. E o joacă stupidă. Da, acum serios vorbesc, nu ai vândut mai bine piesa asta, asta ți-am zis, albumul, cred că... după ce ai spus scandalul? Nu, cred că au început, dar eu sunt obișnuit și cu genul ăsta de recul. Pentru că la primul album a trebuit vreo 4 ani să priceapă lumea cei cu Iubi și cei cu Cântecul Lutănase. Și aici a trebuit vreo 2 ani de zile ca să înțeleagă lumea despre ce anume e vorba în piesa aia cu Să nu minți, care e una dintre porunci. Vezi, fără mediatizare, fără media, răspați mai greu. Păi, dacă știi care e problema? Că sunt media și ai spus că toți directorii de posturi de radio parcă sunt niște... Sunt cretini. Cretini, da, așa ai spus. Vezi? Dar problema mai e una, că eu sunt heterosexual. Și nu prea am ce da la schimb, că sunt mulți directori... și sunt cazuri notori. Nu mă pune să-ți dau exemple. Dar sunt și acum personaje masculine de real succes. Da, dragă. Care, sigur că da. Deci, dar care nu se ocupă cu ce fac eu. Dar vreau să-ți mai spun de faptul că sunt director de programe muzicale în România și o repet, deși știu că asta nu o să-mi facă foarte mult bine la mediatizarea de care vorbeai tu. Da, așa cred și eu. Care în... cum să spun, în schimbul unor favoruri, mici favoruri, atenții sexualicești de ale reprezentantelor Evei, le favorizează sau nu aparițiile pe media? Sau e vorba de mesele pe care le luăm unor? Astea sunt lucruri atât de cunoscute, nimănui nu e foarte lejer să... Adică nu sunt mulți oameni cărora să le fie lejer să vorbească despre asta. Diferența între mine și este că eu, așa cum ți-am spus, nu sunt un produs media. Nu țin de aparițiile la televizor, nu țin de și mai episodicele mai mele apariții la pe, pe radio, deci, pe că... unde. Și atunci singura mea chestie este biletul de intrare la un spectacol. Ăsta e și motivul principal pentru care am ajuns acum să am discuția asta cu tine. Chestia asta cu compromisul, cu arta compromisului, nu știu, Alexandru Paleologu, Conu Alecu spunea că numai proștii nu fac compromisuri. E vorba de flexibilitatea pe care trebuie să o aibă totuși omul inteligent. Vorbești de termopane, tu vorbești termopane? Uneori, nu, tu vorbești uneori ca un om care refuză orice fel de compromis, care n-a făcut în viața lui un compromis. Depinde de înălțimea lui. Ai făcut compromisuri? Sigur că da. Asta numai de-al dracu, să nu spun că sunt prost. Deși e clar, e evident. Am întins o capcană și ai căzut că în ea. Sunt, e evident că sunt așa. Ei, nu, un compromis din punctul meu de vedere a fost noi, ăsta. Nu? Făcut un pariu cu oamenii de la Academia Cațavencu, care m-au ajutat să scot albumul ăsta, Decalogul, cele 10 porunci și raportul despre starea națiunii. Am făcut un pariu că ei, necrezând în... simțindu-mă foarte confortabil în zona aia de problematică mai, hai să spunem, mai puțin epitelială a lucrurilor. Și ne-am zis, mă, pot să fac o chestie de genul ăsta, numai că nu pot să fiu cretin până la capăt. De-aia am scos demența aia cu termopane, care altfel e integrată în Decalog, e a noua poruncă, Să nu minți. Și e Cântecul Avocatului. Cântecul Avocatului, scoasă dintr-un context ușor eminescian în ce scria el prin ziare când se ocupa și cu băiat cult, jurnalistica. Cum ești tu, da. Am 2 albume gata. Te aștept dacă vrei. Ce albume? Se cheamă Plânsul Râsul, cel la care deja am început să lucrez. Și mai am unul gata. Sper să nu te deranjeze foarte mult cuvântul. Albumul pe care eu aș fi vrut să lansez primul. Ce ne-au să nu-l deranjeze? Că cred că ce ne-au nu înțelege domnul Ralu Filip. Nu cred că o să aibă probleme cu înțelesul cuvântului ăsta. Se cheamă Autistul. Aha. Nu, nu văd de ce l-ar deranja. We'll be right back.
ce gunoaie sunt pe aici pe plajă. Nu sunt gunoaie. Merităm noi să intrăm în Uniunea Europeană? Nu sunt gunoaie, sunt simbolurile civilizației. Vezi? Artistul din mine. Simbolurile civilizației balcanice. Probabil că una dintre astea o fi aruncat-o și Băsescu de pe vapoarele alea. Ți-am spus că mi-e dor de lucrurile firești, mi-e dor măcar un președinte. Poate să nu fie în pantaloni, poate să nu fie nevoit să ridice capacul WC-ului când merge, înțeles, să se întâlnească cu sinele. Poate să aibă fustă. M-am săturat de ăștia cu șliț. Nu mai vreau. Să nu spui măcar că apreciezi femeile politician. Oricât, nu neapărat politician. Să nu spui că ai fi printre puțini. Nu neapărat politician, apreciez femeile. Și mi-aș dori să fie măcar, știu și eu, ca șef al statului, un om care să vorbească nu perfect, ci corect limba română. Și să n-aibă gesturi de primul mâncător de semințe al țării, să n-aibă numai consilieri cu tumbe și bune intenții, că de la aia îi se trage discopa. Cum se cheamă boala aia? Hernie de disc cu coadă. Așa, cu coadă. Asta e de la mai multe coada. Nu e frumos să vorbești urât despre oameni care vorbeam de maimuțe, dragă, nu de oameni. Au trecut printr-o încercare. Maimuțele au căzut și noi trecem de vreo 15 ani prin atâtea încercări, ar însemna să ne îngropăm, să nu mai vorbim despre Suntem noi. Suntem încercați noi, nu, românii? Păi cred că avem un merit și în asta, de la capul plecat să abia nu-l taie. Trestia se apleacă în bătaia vântului, dar nu se lasă frântă. Mm-hmm. Și atunci nu avem președinții pe care îi merităm? Nu avem deloc. Era o discuție la un moment dat despre poporul care își merită un președinte ca Valensa. Așa. Și toată lumea spunea că noi ca și neam nu merităm un astfel de președinte. Deși ne ocupăm foarte asidu de izgonirea lui Brâncuș și a lui Ionescu și mai sunt câțiva, Radu Tudoran, Paul Goma. Da, vorbim de cei care sunt în viață. În România. Da. Și nu mai e nicio șansă ca personaje de genul Radu Tudoran, Paul Goma să se întoarcă. Vreau să înceapă de la noi? Vârf schimbarea. Vreau un președinte care să vorbească corect limba română și să mă reprezinte cu autoritate. Dar n-ajunge, din păcate, n-ajunge. Dar n-am avut parte de experiența asta până acum. Ăsta e și motivul pentru care tot îmi bat eu gura, sper că nu de pomană, cu prezența domnului Pleșu, dar în locul pe care și-l merită, că e premiant, nu vreau să-i mai fie, nu vreau să fie laș, că e laș. De parcă toată țara ar schia, știi? Poate că pur și simplu are o lehamite față de lumea. Păi da, și atunci ce facem? Ne retragem toți la schi? A politicii despre care spuneai și tu, că e lipsită de principii. N-are voie, n-are dreptul, nu este permis. Și atunci ce facem? Ne retragem toți la schi? Vreau să spun ceva, președinții de cele mai multe ori sunt niște personaje de prim plan. De multe ori oamenii din spatele președintelui sunt președinți. Nu, de ce nu? Ești un om cu opinii, nu? Tu ție-ți place să spui, am păreri, nu? Am. Deci da. Poți să ai păreri și despre președinte. Nu, mi-a adusesem aminte de Piața Universității și de faptul că aș vrea să-l vad în pușcărie și condamna pe Iliescu, nu de altceva. Acum spus Golan. Trecem la Iliescu, vorbim și despre Constantin. Am mobilitate, da? Nu, ăștia doi chiar nu există. Unul e vomitiv și unul e un viitor, sper, condamnat. Asta spuneam, deci nu crezi că oamenii din spatele președintelui pot fi și chiar sunt uneori mai importanți decât președintele însuși? Condiția ca acest președinte să-și dea seama de asta. Și nu e atâta vreme cât renunță e la oameni. E mai puțin important dacă își dă el seama. El lui okay. Poate fi întreținută iluzia. Epuizăm subiectul ăsta că mă enervează deja. Da? Bine, nu mai vorbim de președinți, hai să vorbim de tine. Punct, ca să termin. Domnul Pleșu trebuie să-și propună să sară, să-și depășească puțin condiția asta de intelectual rasat pe care o are. Să coboare din turnul de fildeș. Da, să renunțe la contrabanda, la traficul cu contrabanda de fildeș. Pentru că se mânuiesc multe, să știi că și acolo sunt bani. Și funcții și locuri călduțe, fetide, da, călduțe. În zona asta a culturii. Nu-ți imaginezi că toți sunt niște coate goale și că mănâncă săracii numai supă de cartofi. Confortul fetid e una din sintagmele tale preferate din câte am citit eu interviurile pe care le-ai mai probabil dat. Probabil că a fost timpul. Doar un, cum se cheamă asta, un fix mental. Da, da. Tu nu ai căzut verbal. Pradă niciodată? Un om cu principii, cum ești, da, cum te afli? Da, stai o secundă că am făcut suficient de multe prostii încât să știu acum foarte bine de ce să mă feresc.
asta e o chestie care cred că ține de natura noastră, ca mare. Nu învățăm mai ușor din greșelile noastre decât din cărți. Tu ce greșeli ai făcut? Pe care le poți spune, le poți recunoaște în mod public. Cred că le-am făcut pe toate. Sper să le fi făcut pe toate, că de acum încep să mă liniștesc. Ai început să cânți abia în mod public, vreau să spun, abia la 33 de ani. Ce ai făcut până atunci? Am respirat. Trebuie să mă descurc. În ce medii? Păi ca să termin foarte, foarte rapid cu prima parte a vieții mele, de copilărie vorbind acum, un lucru care mi-a lipsit și în care mă regăsesc acum foarte mult alături de iubita mea. A trebuit să am experiențe de viață de la vârsta la care cei mai mulți nu au amintiri. A trebuit să iau decizii foarte, foarte curând și închid aici ce vreau să... Adică ce am spus despre perioada asta, după care m-am apucat de ciclist dintr-un motiv foarte mitocănesc, să spun așa. Mi-era foame și îmi doream o bicicletă. Pe prima am furat-o pe la 5 ani, nu știu câți ani aveam. O tricicletă, de fapt. Așa, și după ciclism ai... M-am apucat de muzică pentru că am fost la un concert cu Valeriu Sterian și compania de sunet, unde mai cânta spre norocul meu și Doru Stănculescu, un personaj absolut genial. Avea o piesă foarte frumoasă. Are în continuare. Ale cărei versuri sunau ceva de genul cearcă, încearcă, în piaptănă, ochii ei mă încearcă-nă. Pare rău că te dezamăgesc, dar mie îmi place teribil tare piesa asta, însă piesa care mi-a schimbat mie destinul și care aparține domnului Stănculescu este Shambalawa. Și n-am să ți-o fredonez acum, îți las bucuria descoperirii. Și atunci am zis asta vreau să fac, mi-am predat echipamentul și am început să învăț să cânt la chitară. Și am început să scriu. Să vărs, să dau afară tot ce acumulasem, pentru că ar trebui să fie o plăcuță memorială undeva. Tu cum compui? Tu știi note? Nu, habar n-am de muzică, nu știu nimic. Dacă îmi place... echist, cum se spune, nu? Da. Dacă îmi place cum sună instrumentul și notele alea, ordinea lor, care o fi, nu știu, atunci e ok, le păstrez. Dacă nu, le caut. De aici și bătătura. La deget. Și pentru că în perioada aia înainte de ciclism, chiar și în timpul ciclismului, am citit foarte, foarte mult. Cred că sunt singurul care a citit toată biblioteca de la școala 112 unde am fost. Am început să vărs, să scriu. Cred că asta a fost prima chitară, după aia am învățat să o acordez și la 3 zile după asta am început să scriu. De ce râzi? De ce te face să... Pentru că mi se pare absurd și acum să nu știi despre ce e vorba și te apuci să compui, să faci ceva, să... E ca și cum mai cunoaște alfabetul, nu? Și te-a pus să scrii poezie. Ceva de genul ăsta, mi se pare. Dar a fost dorința prea mare, mi-a dovedit toate. Dar până să încep să cânti, parcă ai mai avut la o perioadă așa mai tulbure în viața ta sau nu știu. Păi a fost, doar că... Mai tumultoasă. Cum să spun, chestia asta cu muzica, nu? Cântatul, am evitat cacofonia evidentă ce urma. M-a însoțit tot timpul și... Imediat după Revoluție am fost plecat în Franța, am încercat să fac rost de niște bani, să-mi iau o casă, să prostii de genul ăsta. N-am microbul de emigrant. Ai încercat să faci afaceri? În Franța nu, am încercat doar să mă angajez și nu s-a putut. Când m-am întors am încercat să fac afaceri și nu sunt un afacerist bun deloc, dar deloc nu sunt. M-am angajat la un casino să plătesc niște datorii și am luat-o de foarte, foarte jos într-o zonă în care... Mie mi-e străină absolut de tot aritmetică, vorbim, ca aia se face la casino. De ce aveai nevoie? Să numeri banii? Sau de ce aveai nu știu, nevoie? Sunt niște sisteme de calcul ca să poți calcula valorile pariurilor. Și când mi-am dat seama că mă potrivesc mult prea bine cu peisajul ăla și că un imbecil întrește viața, un imbecil care n-are nimic comun cu visele mele și cu dorințele mele, am renunțat și am făcut o foame teribilă câțiva ani. Până când am reușit să strâng bani cu ajutorul unor prieteni, după care a trebuit să mai aștept încă vreo 6 ani ca să am discuția asta cu tine. Șase ani au trecut de când... Cred că mai mult, cred că 8.
Deci prietenii te-au ajutat. Fără prieteni n-aș fi fost nimic, pentru că ei, ce ține de neam și de familie, habar n-am. N-au putut fi, n-au fost pe lângă, prin preajmă. Nici după ce a trecut copilăria, nici mai târziu? Nu, dar sunt ok cu asta. Ba da, sunt... Nu-ți place să vorbești despre asta, nu? Nu. E o zona a mea... Bine, respect asta. Și cu prietenia, cu... Uneori dai impresia că ești atât de dezamăgit de ce se întâmplă în jurul tău, încât aproape că nu mai crezi în existența unor valori morale. Nu știu, prietenie, sunt foarte firesc iubire în ceea ce înseamnă actul respirației. Asta spuneam și mai devreme. Mă port tot timpul exact așa cum simt în clipa aceea. Eu nu trebuie să par altceva. Eu nu trebuie să fiu trist sau... vesel sau amuzant sau dar amuzat. Dar e riscant să stai așa cu masca jos tot timpul, nu? Încearcă. Eu am riscat lucrurile astea și mie merge tare bine. Am o chitară, nu miros la transpirație, fac duș întotdeauna când ies din casă. E atât de ok să... Deși m-a costat două ulcere. Două ulcere, nu mentale, însă spuneai tu, nu? Da, nu-mi supărează. Sper să mai am ceva liniște până voi ajunge să am ulcerații pe creier. E un lux să trăiești așa cum fără mască. E un lux, nu? E. Înseamnă că ești invulnerabil cumva? Ba nu, dar în situația în care eu mă apuc și când, nefiind un bun poet și doar un bun povestitor, eu mai întâi merg prin locurile alea după care îți povestesc de ele, acolo sunt dezbrăcat de absolut orice formă de protecție, pentru că sunt eu cu tot ce înseamnă viața mea. Știi cântecul ăla Tănase, e unul la unul, care e pe primul album. Eu nu pot să scriu decât din experiențele pe care le-am avut. Eu, fiind singurul pe care îl cunosc, nu pot să scriu despre tine. Că nu te știu, nu știu, nu-ți cunosc visele, aspirațiile, nu știu nimic despre tine. Și atunci e doar o prelungire în afara scenei ce sunt eu acum. E un exercițiu și ăsta. N-ai frici, n-ai angoase? Știi că spuneai la un moment dat că ai și atacuri de panică uneori. Boala, una dintre bolile secolului. Am făcut un cântec care o să apară pe albumul ăsta, o să fie pe autistul, se cheamă Viața ca o curvă. Și am schimbat doar persoana. De la știu eu câteodată, chiar ajungi să te saturi de toate oglinzile lumii, câteodată chiar ești. Am trecut aici de la... Câteodată chiar ajungi de la impersonal, l-am personalizat cumva și asta m-a implicat din punctul meu de vedere. Știu că poate părea stupid în contextul în care ne mișcăm. M-a implicat dincolo de o zonă de securitate în ceea ce mă privește, pentru că practic așa cum judec eu lucrurile, responsabilizam și viața altora pe textul ăsta. Eu practic spun că viața nu e o curvă, lasă-i să-ți cunoască inima. Nu-ți pot lua nimic din ce ai cu adevărat. Nenorocirea e că suntem obișnuiți cu... Cum se cheamă alea de la pui la oglinda, retrovizoarea mașinii? Tot felul de muțunași ăștia care ar trebui să ne reprezinte, dar nu. Dar nu o fac. Avem tot felul de reprezentări în social care, fără de care nu mai suntem întregi. Am făcut tot ce nu trebuia făcut și am mers foarte bine. N-am respectat nicio regulă, ba din contra, am mers împotriva lor. La Cazino cât timp ai zăbovit? Câți ani din viața ta? Vreo 3 sau 4 ani. Sunt drăguț acum și nu-ți răspund la zăboveală. Ți-a luat cam mult ca să îți dai seama că un imbecil îți trăiește viața. Simțeam. Mă trezesc greu din... Dar tu nu ești imbecil niciodată? Ba da. Și mi-e drag de mine când sunt așa. Înseamnă că sunt suficient de relaxat să n-am grijă, să nu cumva, să nu fac vreo greșeală. Nu cred în oamenii perfecți. Nici nu cred că există, nici nu cred că sunt reali. Și atunci fac și eu niște prostii câteodată. Sunt maestru gafelor. Dar asta e. Și vine miercuri, ea n-are veșminte, uneori țin minte. Joi trece în grabă, vineri
stă să cadă și sâmbătă trece urgent, duminică s-absent. Ce caut eu? Ce caut eu în viața mea? De ce am venit să-mi tulbur liniștea? De ce n-am mai, de ce n-am mai putut stătea jumate-n mă, jumate-n ta? Cu credința cum stai? Bine, mulțumesc. Bine? La voastră? Da. Și eu mă descurc. Și cu Biserica Ortodoxă Română te afli în relații cordiale? N-am nimic de împărțit cu instituția intitulată Biserica. Hai, de mergi ce? Înainte să te asigur că nu mă prăbușesc în vreo cavernă. N-am nimic, mai ales că după mintea mea credința e o chestie extrem de privată, extrem de personală. Și din câte știu eu, sunt câteva, sunt câteva porunci care n-au fost publicate, pentru că sunt împotriva instituției. Din decalog? Nu se mai cheamă decalog. Eu știu că sunt vreo 25. Sunt pe undeva pe la Vatican, prin Beciuri. S-ar putea să mă înșel, s-ar putea să nu mă înșel. Dar e altă problemă asta. Cert e că atunci când am scris albumul ăsta 10 porunci, raport despre starea națiunii 89-2004, am studiat cam tot ce înseamnă religie la noi aici, pentru că a trebuit să prescurtez. O poruncă în sine înseamnă de fapt un mic paragraf și nu puteam să las atât de lung, de lungi frazele alea, pentru că trebuie compromisul totuși. Iată. Și atunci a trebuit să reduc, să esențializez cam după mintea mea. Suflete de slugă, apa-i mult prea udă, doare mult prea tare, să stai în picioare, să poți spune nu. Nu poți spune nu. Stau ai nu. Cred că suntem mult prea legați de... Și pe mine mă și sâcâie faptul ăsta că avem ca reprezentativitate oaia. Hai. Adică Miorița, nu oaia. Adică oaia. Așa, ce te deranjează la Miorița? Că n-avem și noi un simbol mai puternic. Măcar, ce știu eu... Și Miorița, de ce nu e un simbol puternic? Pentru că e vorba de o oaie. Care oaie vine și zice, bă... Mare atenție că vin doi derbedei să te caftească și să-ți fure suratele mele. Și tu ce faci? Mă culc. Nu, e sentimentul fatalității, poate. Ce vorbești? Înseamnă că asta trebuie să scoată automat din discuție coloana vertebrală? Ce om normal la căpățână ar face așa ceva în fața unei amenințări de genul ăsta? Pe de altă parte, noi n-am reușit să ne rezolvăm în 16 ani de zile și nu știu cum să o spun, că pe mine chiar mă doare lucrul ăsta. Gaura din Steag. Sunt câteva cimitire în spate care încondiționează discursul. Hai, treci tu în partea asta la altă, că știu că ești inconfortabil acolo. Așa este. Și cu ciobanii ce ai? Ciobanii sunt la modă. Nu te uiți la știri când le prezinți? Mă mai uit din când în când, de obicei le prezint. Ciobanii sunt la modă. Sindromul Miorița. Cred că ar trebui studiat asta de sociologi. Ce făceai tu la Revoluția? Unde erai? Eram cu Vali Sterian la repetiții la Universitas în spatele, pe Schitul Măgureanu. Și am vrut să mergem spre... să mergem la el acasă, să dea chiar un bloc cu turn de la Eva. Și mi-amintesc că la un moment dat dinspre CC a venit o femeie
cu o pâine în mână pe care a rupt-o deasupra capului, strigând pâine pentru Timișoara. Și știu că n-am putut să rămân acolo ascuns în spatele coloanelor și am făcut pasul înainte pe stradă. Era ea, mai ajuns eu lângă ea și după aceea încă câțiva și doamnele care ne dădeau creioanele lor dermatograf și rujurile să scriem pe niște cutii din astea de frigidere, în care sunt ambalate frigiderele, cutiile astea de carton, jos Ceaușescu și jos comunismul. Și dacă tot sunt isteți ăștia care se întâmplă, se întreabă ce s-a întâmplat atunci, eu pot să vă spun că acolo la sala palatului era un rând de soldați cu mitralierele în poziție de tragere și în spatele lor un cameraman care filma cu o cameră asemănătoare cu asta, de umăr. Uh-huh. Un rând de soldați și încă un... Absolut tot ce s-a întâmplat acolo e filmat. Absolut tot. N-am văzut și nici unde? Voi n-ați văzut da. Vreodată imaginile astea. Unde? Sunt tare unde curios. Unde ar fi, da, imaginile astea? Unde ar fi imaginile astea? Oare? Avem instinctele astea de cârpe, de a-i goni în continuare pe oamenii ăștia, pe Brâncuși, pe Cioran, ăștia sunt niște potrebi. Ne-am oprit să bem o cafea înainte să facem cale întoarse la București. Ne-a bătut vântul prea mult pe plajă. Suntem supuși convențiilor. Asta e una de aia de televiziune, presupun. Deși mie îmi lipsește instinctul de călător, de vizitator, de turist. Ne-am oprit să luăm o cafea. Nu-ți place să călătorești? Nu. Mă interesează prea puțin. Te duci în țări străine? Nu. Nu sunt deloc un bun turist. Mă interesează prea puțin ce se construiește în exteriorul unor persoane. Nu, în exteriorul oamenilor, în exteriorul nostru. Să nu fiu prea prețios așa. Am fost destul, presupun. Deși nu asta mi-era intenția. Știu că l-ai iubit sau că-l iubești, pentru că el nu mai e, dar noi îl iubim în continuare, cei care o facem, pe Petrețuța. Oh, ce drag nu? Mie, omulețul ăla, nu pot să vorbesc de el folosind trecutul. Tocmai. Ești mai aproape de Țuțea sau de un alt om pe care îl iubești, de Cioran, în felul în care îți privești neamul? Cred că mi-a curs mult prea mult credit, Cristina. Asta e una la mână. Dar putem să ne raportăm chiar și putem la avea raportări, Petre exact, Țuțea da. Și la Emil Cioran, fără să fim Petre prea îndrăzneți. Nu, am spus asta ca o reverență față de spiritele astea două. Cu Cioran m-am construit în adolescență și nu numai. Pentru că era singurul cu care aveam niște meciuri năpraznice la mansardă, care încercam din răzputeri să combat toate dovezile spre nu și toate argumentele spre nu pe care le construiește el. Și cred că am rezolvat-o ok, pentru că există la un moment dat un citat care a scăpat multor oameni. Singurul lucru, și aici am pus ghilimele, care îl poate salva pe om este iubirea. Nu cred că e multă lume care se așteaptă să citească asta scrisă de Cioran. Așa că mai întâi l-am găsit pe Cioran, pentru că erau mai la îndemână cărțile. Încă nu se pusese TVA la aceste obiecte absolut inutile, de altfel, după mintea cretinoizilor ăștora de la finanțe. Dar crezi că de asta citeam mai mult cu toții pe vremea aia decât acum? Crezi că ăsta e pretextul pe care... Cred că aveam raporturi mai firești cu noi înșine. Acum ne s-a tras mult mai aproape asemănarea aia cu musculița de oțet. Sunt prea multe lucruri ce tentează în jurul nostru și ne pierdem mult prea ușor în amănunte. Spuneam că m-am simțit mult mai aproape de Cioran și Petre Țuțea a fost o bucurie efectivă descoperirea lui, așa cum l-am putut recepționa eu. Cu geniul lui oral. Da. Și marele meu regret e că
Au fost mult prea puține interviuri făcute cu el. Ți-aduce aminte, era într-un pat, un fes în cap, ochii aceia senzaționali, care străluceau. Îți deschideau toate lumina, deschideau privirile alea. Dar avem noi instinctele astea de cârpe, de a-i goni în continuare pe oameni ăștia, pe Brâncuși, pe Cioran, pe noi capul, Ionescu. Ăștia suntem niște potrepe. Care au devenit gloria ale altor culturi. Pentru că noi nu ne-am ridicat niciodată la înălțimea lor. Și avem instinctul ăsta de cărămidă. De a sparge geamul, nu de a construi lucruri, cu definiția. Spune-mi câțiva oameni cărora, dintr-un motiv sau altul, le spui mulțumesc și alții cărora stilul caracteristic, așa cum te știm, le spune mai slăbiți-mă. Oprește-te aici. Mai slăbiți-mă, vă rog. N-aș vrea să exagerez sau să mă aventurez așa într-un... Oameni care au însemnat ceva în viața ta. Uite, nu știu, acum... Valeriu Sterian, Doru Stănculescu, care mi-a schimbat viața cu Șambalaua, cu textul ăla senzațional. Cum sună? Nu mai mi-aduc aminte. Ți-am promis că nu spun. Nu spui. Am promis și n-am uitat. Bine, o să încerc să aflu eu. Ce aș putea să vreau, de aș putea. E o frântură din el. Am învățat foarte, foarte multe lucruri de la Vali. Un spirit absolut devastator, altfel. Devastator? Da, da. Nu vreau să mă leg de Mutu, care citește Idiotul, un roman omniprezent în viața noastră publică. Nu, dar vreau să spun că... Te gândești la Mutu acum când râzi sau te gândești cu plăcere la lucruri pe care le-ați făcut împreună tu și Vali Sterian? Nu, mă gândeam la Vali. Mi-aduceam aminte de... De faptul că am învățat foarte, foarte multe lucruri de la el și cel mai important e... Și e lucru, sunt lucrurile pe care am învățat să nu le fac vreodată. De, cred că e și asta o condiție, știi, să înțelegi ce nu trebuie să faci la un moment dat. Dar altfel, ca spirit absolut devastată, e inteligență debordată, așa. Și am învățat un lucru, încă un lucru foarte, foarte important de la el, că e mai simplu să ceri decât lesne să taci. Asta apropo de sensurile pe care le poate avea o frază în limba română. M-am chinuit, m-am luptat ceva vreme, câțiva ani, cred, cu versul ăsta. Să fii suficient de onest, să ai raporturi suficient de corecte cu tine ca să-ți recunoști și slăbiciunile. Și să ceri ajutor, dar să fii demn, nu să fii nebun. Când spui, am nevoie, ajută-mă, te rog. Trebuie să te califici pentru ajutorul ăla, în primul rând. Gata, am băut cafeaua, trebuie să ne întoarcem în București, ce să facem, la treburile noastre, nu? Trebuie să redevenim ușor convenționali. Da. Mi-a făcut plăcere.